Creșterea economică înregistrată de România în acest an, una dintre cele mai mari din Europa, bazată și pe aprecierea consumului, a influențat pozitiv industria mobilei. Bifesim, târgul dedicat acestui sector, a fost o platformă de lansare a noutăților pentru producătorii autohtoni și străini. De acum 2 ani am făcut prima încercare cu designerul nostru. Am lansat atunci tot la târg, la Bife, modelul Bucovina, o canapea cu modele brodate, inspirate din tradițiile bucovinene. Piața a reacționat bine și am zis, ok, hai să facem o colecție întreagă anul acesta pe această temă. Încercăm o interpretare modernă a elementelor tradiționale românești. Proiectul social început acum 15 ani de Mobila Dalin este unul de succes care ar trebui implementat la nivel național. La noi în firmă, în momentul acesta, aproximativ 10% din persoane sunt persoane defavorizate. Am încercat să-i ajutăm să integrăm într-un colectiv. Companiile autohtone din domeniu au reușit să câștige expertiză și să ofere produse de calitate la cel mai ridicat standard. Încercăm să ne deosebim de restul producătorilor de mobilă de bucătărie prin designul produselor pentru a atrage atenția, dar nu în ultimul rând prin calitatea produselor, prin calitatea serviciilor pe care le oferim clienților. Noi și colaboratorii noștri oferim tot suportul clienților de la discuția inițială până la montajul final al mobilei. Această ediție a Bifesim a fost una deosebită prin calitatea și varietatea exponatelor oferite de cele aproximativ 300 de firme din România, Bulgaria, Germania, Italia, Republica Moldova, Polonia, Ucraina și Ungaria. Nu au lipsit conceptele inovatoare prin care inventatori români, premiați cu medalii de aur la Târgul de Inventică de la Geneva, au reușit să transpună cu succes ideile în producție.